plătiți 3. Cana gradat. Eu am una, iau-o de aici, dar schimbă și mie containerul. De nu așa, man, nu fii, băi. Da, man, dar ai can gradat, nu? Logic. Măgar. Folosești ca spui lingur? Mi-au devenit prieteni până la urmă. Și Ișvan, și Mihai, și Daniel. Dar acum de aștept răcea, ce ies la final. Alex? Da? Mai ai aici? Mai am încă puțin. 5 minute. Colegul meu de cameră înțelege foarte bine. Știu foarte multe rețete de la el. Dacă câștigă Alex, așa câștig și bani. Așa am zis, dacă câștigă el, câștig și eu, îmi dă 3.000 de euro. Dacă câștig eu, îi dau 3.000 de euro. Ca să ajutăm unul pe celălalt. Celălalt. Momentan, sunt foarte stresat. Ai nevoie de asta? Acum. Ai nevoie? Nu. Am avut niște probleme cu crâneațul de sfeclă, am avut utilaje ca să fac crâneații. Deci am improvizat. Și a tremurat mâinile din cauza emoțiilor. Deci era mai greu. Ișvan! Da, șef! Finala, ce preparat face Ișvan? Fac un miel, șef? O să fac un miel, cutlet de miel, cu piept de porc, cu stridi, cu piure de fenic. Ce să mai fac? Un sos, niște legume. Ești stresat, a? Puțin, șef, puțin. Puțin, la început ați spus, nu aveți emoții, a? Am zis că o să fie. O să fie și acum este. Face, cum fie? Tremur mâinile. Puține emoții, sigur, asta e normal. Un astfel de concurs e... Mai ales în finale, e normal să ai emoții. Și cum face preparatul cu coran de miel? Facem la apă căzută? Da, șef. Fac și un sos cu stridi. Cu stridi? Da, șef. Adică combinația frute de mare cu... Și mielul merge foarte bine. Merge foarte bine? Da. Hai, Ișvan. Hai, dragilor, mai aveți o oră și 30 de minute.